uite ce am aici! Tare! Desfă-l mai repede! Se pare că e un clown de jucărie! Și așa drăguț! Da, arată super! Cred că-ți va plăcea ce am eu! Oare despre ce vorbește? Uite ce cadou imens! Îl voi deschide! Bună! Încă un clown! Doar că adevărat! Și am o surpriză pentru voi! Începem provocarea! Nu mă așteptam la asta! Aici sunt! Nu te îngrijora, Emma! Îți va plăcea! Deci, cine e pregătit să apese butonul? Văd că nimeni nu se hotărăște să apese. Trebuie să aleg eu primul concurent. Lily sau Emma? Eu sunt pregătită. Ce este? Emma, aveam încredere în tine, bravo! Deja fug! Numai decât vei primi ceea ce se ascunde după acest buton. Apropo, e o imensă și delicioasă gumă. Sunt convins că îți va plăcea. Prinde! Nu înțeleg, ce e asta? Wow, chiar e gumă? Super, nu te opri! Cât de multă e! Mereu am visat să primesc atât de multă gumă. E timpul să gust. Dulce și moale, exact cum îmi place. Se pare că am ales butonul corect. Asta-i sigur. Timpul să facem baloane. Mă pricep de minune la asta. Vai, se pare că balonul a apăsat pe un buton. Tare, ceva trebuie să iasă din asta. Emma a mai apăsat un buton? Neașteptat. Ce mai? Alegerea ei. Emma, primești Coca-Cola. Trebuie să-ți placă. Ce mai e și asta? Nu înțeleg. De unde atâta apă? Și de ce e maro? Nu e apă, e cola, doar ce ți-am zis. Cum se simte? Oh, observ că Emma nu are nicio reacție. Bine, atunci trebuie să mă folosesc de ingredientul secret. De Mentos! Urmează o adevărată explozie! Niște bombonele, pentru ce e nevoie de ele? Să fie oare Mentos? Măiculiță! Începe! Ce bine că mă umbrelă la mine! Emma, cum ești? Bună! Sunt înăuntru unui balon imens! De asta nu avea nicio reacție! Nu-i nimic! Voi corecta asta numai decât! Ești sigur? Ups! Prea târziu! Uite, așa e mai bine! Lily, am terminat cu Emma! Vin spre tine! Ce ai ales? Sincer, încă nu m-am decis. Voi apăsa la întâmplare. Și se pare că am nimerit butonul galben. Ce-i acolo? Mai repede, aștept! Nu vreau să te întristez, dar mă tem că nu-ți va plăcea deloc. E o farfurie întreagă de brânză mucegăită. Ce miros respingător! Cred că ceva s-a mucegăit. Trebuie să mă scap rapid de asta. Poftim, Lily! Brânză mucegăită! Nu o suport! Dați-mi mai repede masca de gaze! Mă sufoc! Oh my God. Doamne, ce greu e! Lasă-o înapoi! Lily, e împotriva regulii! Nu poți refuza ce ai ales! Nu-mi pasă! Oh, nu! Brânza spică spre Emma! Cred că e o greșeală! Nu am apăsat nicăieri! Luați-vă brânza mucegăită înapoi! Scuze, Emma! Pentru toate doar Lily e de vină! Și apropo, nu ai voie să ieși din cutie! Stai numai decât la loc! Ce faceți? Nu trebuie să mă bateți! Eu chiar nu înțeleg ce se petrece aici! V-am zis deja că nu aveți voie să ieșiți din cutie! Dar nu am aer! Lily din nou cu ale ei! Ține! Ce fete neascultătoare! Credeți că ne speriați așa ușor? Nu merge! Dați-mi mai repede stupidul ciocan gonflabil! Ce mai clown! Sper că de data asta ne va fi mai ușor să comunicăm! Dar mai întâi trebuie să facem o alegere! Îmi fug ochii! Cred că voi alege butonul galben din nou! Nu-i rău, Lily! Fug spre tine! Bravo! Te felicit pentru alegerea făcută! Te așteaptă căpșunele bine coapte și aromate! Au! Mi-a picat ceva în ochi! Oh, căpșunică! Super! Ador fructele! Cred că doar una e prea puțin! Mai am suplimente pentru tine! Prinde! Sunt toate ale tale! Wow! Precipitații cu căpșunele! Tare! În sfârșit am noroc și primești ceva delicios! Astăzi e o zi minunată! Mi se pare că lipsește ceva!
M-am prins! E nevoie de frișcă! Se potrivește de minune cu căpșunelele! Și asta ce mai e? Să fie frișcă? Cred că merită să încerc să-mi scufund căpșunelele în ea! Gata! Este îndeajuns! Cum spui, Lily? Cu atât mai mult că tubul este gol! Gata! Mă duc spre Emma! Firar, toată cutia mea e plină de frișcă! Oh, Lily, arăți minunat! No. Top! Ajunge cu astfel de complimente! Firar, nu-mi împărtășește sentimentele! Inima îmi este frântă! Plec! Ce ai acolo, Emma? Încerc să-mi dau seama, dar până acum nu-mi reușește! Fie ca de data asta să fie butonul albastru! Sirop de ciocolată! Nu-i rău deloc! Nici eu n-aș refuza să beau un castron mare ca să-mi vindec rănile inimii! Ce mai e și asta? Până acum nu-mi place deloc! Wow! E ciocolată! Îmi retrag cuvintele! Foarte delicios! Mai vreau! Tare! Dumnezeiesc! Asta a fost! S-a golit! Ce apetisant arată! Emma, voi lua puțin! Poftim? E ciocolata mea! Nu-mi propun să împart! E o porție pentru o persoană! Emma s-a hotărât de asemenea să-mi frângă inima! M-am săturat! E timpul răzbunării! Dacă ești așa rece și lipsită de sentimente, poftim o porție de gheață! Ce frig e! Ce se petrece? Măiculiță, îmi tremură dinții! De-abia mă mișc! Îmi îngheață tot corpul! Tu ești de vină! Wow, ce tare a înghețat! De acum vei ține minte! M-am săturat de așteptat! Apăsați un buton! Aproape m-am hotărât! Un moment! Lily, super! De lăudat! Imediat vei primi ceea ce meriți! Aici sunt! Sper că ești pregătită! Nu te teme, te așteaptă ceva delicios! O pungă enormă de jeleuri! Așa-i că-i grozav? Cât de bine miros! Cred că voi gusta puțin, iar restul e pentru tine! Ceva mic și colorat! M-am prins! Sunt jeleuri! Super! Cât de delicioase sunt! Doar nu fi tot! De ce o porți așa mică? Mai vreau! Lily a apăsat pe încă un buton? Ce mai? Alegerea ei! Fie, mai primești jeleuri! Un moment, am o idee! Dar dacă aș topi jeleurile? Gustul rămâne același și doar forma se schimbă! Să vedem ce părere va avea Lily! Voi lua uscătorul și voi porni la viteză maximă! Pornim! Mi se pare un plan foarte malefic! De-abia aștept să-i văd reacția lui Lily! Gata! Finalul e aproape! Nu seamănă deloc ca jeleuri! Ce e lichidul ăsta grețos? E suplimentul pe care l-ai cerut! Eu am cerut altceva! Ăsta nu-i jeleu? Deși poate greșesc! Exact! E jeleu! Ce delicios! Păcat că nu am gustat niciodată până acum! Ar fi devenit desertul meu favorit de mult! Probabil Lily plânge! Oh, nu! Doar nu îi place! Planul meu malefic a eșuat! Gata, plec! Emma, bucură-mă cu alegerea corectă! De-a ști care e aceea! Oh, e un os desenat aici! Oare ce înseamnă asta? Cred că merită să încerc! Wow. Ce alegere curajoasă! Osciorul zici! Numai decât vei afla ce înseamnă! Bună, prietene! Fugi la mine! Bravo! Dă-mi osul! Micuțul știe perfect toate comenzile! Ce să facem noi cu tine? Să continuăm jocul? Știu că asta-ți dorești! Prinde osul! Bună! Cu siguranță nu mă așteptam să văd un cățel aici! Micuțule, îmi placi! Rămâi! Te voi mângâia și scărpina! Uite așa! Și tu ai observat butonul ăsta! Cred că-ți place! Oh, l-ai apăsat? Și dacă nu trebuia? Emma a apăsat pe același buton? Fie, alegerea ei! Dacă prietenul meu e înăuntru, trebuie să-i trimit o cutie de mâncare! Ce neplăcut miroase! Ioc! Ce mai e și asta? Bunătăți pentru prietenul nostru blănos! Micuțule, stai jos! Te apăr eu! Nu te teme, totul va fi bine! Când va lua totul sfârșit? Gata, ajunge! Și wow, cred că asta e mâncare specială pentru tine! Haide, bravo, micuțule! Poftă bună! Ai nevoie de o gustare, doar nu te grăbi! Firar,
Mâncarea s-a terminat! Mănâncă, nu-ți fie rușine! Iac, cum scormonești în toate astea? Provocarea noastră, la fel ca viața, are momente plăcute și momente mai puțin plăcute. Îți dorim numai surprize plăcute de la viață. Baftă și o zi însorită! Pe curând!